Miercuri 1 decembrie am celebrat Ziua Națională a României. S-a marcat un moment istoric unic, de o însemnătate deosebită pentru noi românii, nu doar prin arborarea drapelului ori ceremonii oficiale, ci și prin vaccinarea împotriva noului coronavirus. Maratonul Unirii a fost organizat la centrul de vaccinare San Siro din Corabia în data de 1 decembrie. Centrul de vaccinare a fost deschis 24 de ore, iar pentru imunizare au fost utilizate vaccinurile Pfizer, BioNTech și Johnson. Celelalte centre de vaccinare din județ au fost deschise populației și au funcționat de la ora 8 la 20. Tot pe 1 decembrie, o echipă mobilă de vaccinare s-a deplasat în comuna Mihăiești. Eroii ultimilor 2 ani sunt cei care îmbracă haina medicală. Haideți să omagiem lupta lor împotriva pandemiei prin prezentarea la un centru de vaccinare în vederea imunizării împotriva virusului SARS-CoV-2. Este îndemnul prefectului de Olt, Florin Homorean.